Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă, ăștia ce zic mă de mine, mă fac odat, ce dracu. Termina șmecheria, băieți, spune de asemenea că este noroc și fără software. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking aici pe contul nostru main, unde avem momentan Legendary Eagle pe Competitive, Legendary Eagle Master pe Wingman și Timberwolf pe Dangerzone. Știți că obiectivul meu în această serie de pe contul main este să fac cele mai mari, adică cel mai mare rank pe fiecare mod de joc. După cum știți unii dintre voi, adică cam toți dintre voi, cred că știți, avem și aceste cuțite minunate aici, Shadow de Ghestrast Code. Bă băieți, dați și voi acolo like, facem 1000 de like-uri la acest episod și zic să-i dăm start la meci să vedem dacă dăm decodat sau sal. N-am mai apucat în ultima vreme să mă ocup de contul ăsta, știți că vreau să-i cumpăr multe pinuri, să-i fac și level pe Steam și să am un transfector cât mai bun. Nu știu exact ce transfector am la momentul actual pe contul ăsta, deci chiar nu știu. Cred că am tras-o galben, pentru că am primit destul de multe reporturi, pentru că m-am grăbit să fac rancurile astea și vă dați seama cum am grăbit și am jucat mult, am acumulat și multe reporturi. Mai trebuie să-i cumpăr niște pinuri, vreau să-i cumpăr niște comenduri, mă rog, să fac rost de niște comenduri. Și dacă tot veni vorba de comenduri, bă băieți, aveți acolo un link de Discord în descriere, o să vă apară și în momentul ăsta pe ecran, cred. Este un prieten foarte, foarte bun de-a meu care are boosting de ăsta de comenduri. Are serviciul ăsta de comenduri, mi se pare că de 1 euro îți dă 375 de comenduri, ceea ce e super, super bine, adică la 4 lei, mă rog, hai să zic la 5 lei, să primești 300 și ceva de comenduri, păi dacă bași 5 euro ai deja 1000 și ceva de comenduri, deci e super, super tare, aveți acolo un link în descriere și în primul comentariu, dacă vreți să vă cumpărați comenduri, intrați pe acel Discord și eu o să-mi bag și eu comenduri, probabil că în următorul episod din această serie o să avem mai multe comenduri, ca să ne ajutești pe noi un pic la Transfector, așa zic și eu, uite că ne-a găsit și meci, hai să-i dăm bătaie, bă băieți, dați doi, bineînțeles. Da, bă băieți, am intrat în meci, văd că băieții au Transfector destul de bun, adică uitați-vă aici de ce oameni am dat, bă băieți. Înseamnă că totuși pe contul ăsta am Transfector bunicel. Ia uitați aici de ce oameni am dat, 3 var familia, uite, și toți, mă, numai 10 ani, uite câte, bă băieți, chiar, mamă, câte medalii are. Where we are going, guys? Las că eu urmăresc mai bine decât să vorbesc cu engleza asta mea de baltă afirmativă, la când a văzut ce a scris ăla are deja două albere. Asta mă, băi, zice, apărim băieți, iau aici Transfector destul de bun, ceea ce îmi place să văd pentru contul meu main. Hai să dăm rașcă, dacă tot l-au omorât băieții pe ăla, hai că am făcut și eu un kill, dacă vreau și eu un kill, am luat eu kill-ul ăla, nu-i problemă, băieți. I-am distrus runda asta, ne-am chișat pe fața lor, unuia feca, hai, dă și mie un kill, dă și mie un kill, brother, vreau să fac cât mai multe kill-uri, băieți, în meciul ăsta, pentru că poate rankăm și noi cât mai curând în Legendary Eagle Master. Hai să le iau și-o pe ultimul dacă... Hai mă, bine mă băieți, mă, bă, sunteți nebuni, am dat de băieți cu Transfector bun, ești nebun. Bă, chiar mă mir, având în vedere că am jucat pe contul ăsta foarte mult pe live-uri cu voi și deja ne dădea cu oameni destul de nașpa, dar asta e probabil din cauza voastră, mă rog, din cauza voastră, din cauza unora dintre voi cu care jucam pe live, care avea Transfector mic, pentru că văd că am Transfector super, super bun pe contul ăsta, adică chiar sunt foarte, foarte mulțumit. Let's go be this round, guys, let's go be. Hai mă să mergem pe mă, ascultă băieții mă, hai mă că și ascultători din câte văd, mă rog, măcar doi dintre ei sunt ascultători, în rest nici nu contează dacă ascultă sau nu. Băi, impresionant că nu mi-a scăzut Transfectorul, bine, probabil că am mai făcut și ore, trebuie să mai iau și comenduri, mamă, nici nu vreau să mă gândesc când o să-mi iau comendurile alea, ce o să fie pe aici, bă băieți. Ați că, mamă, dar mi s-a dus mi calculatorul prea în coada, nu mai vreau să-l mișc, poate iar îmi dă crash sau ceva. Am calculatorul pus pe birou și, hai, mamă ce tap și-a luat Queen Roberta ăla. Hai brother, mamă ce-mi face asta, bă băiatule, vino mă încoa. Bă, deci e prea easy match-ul ăsta, asta vine pe aici prin spate, o să-l aștepta. Ouăleu, bravo mă băieți mă, încă un MVP, bine mă. Bă, sper să nu-și dea seama băieții de la ei că am coduri, pentru că nu mai vreau să fac reporturi pe acest cont. Chiar vreau să joc cât mai frumos posibil, să nu mai au reporturi pe acest cont. Deși știți că mie mi-e cam greu să joc frumos, adică eu când dau de cineva care joacă bine mă enervez și gata, direct semi-regici, nebun la cap. Sper să nu mai fac greșeli de genul, pentru că uite bă, băi, deci nu vine să crede, sunt atât de fericit că mă gândeam că deja și contul ăsta s-a dus naiba. Dar uite că nu s-a dus, încă mă dă cu băieți destul de faini. Și ăsta cred că are primul de la ei, cred că are să mă bată. A, nu, ăsta stai, care era mă ăla cu multe medalii. Uite-l pe ăsta, are vreo 5000 de ore să mă bată tata. A, are orele pe privat, bă, gamea și mamă, gata, s-au activat băieții. What the fuck? Bă, băieți, au coduri oare? Sunt codați? Bă, nu știu ce să zic. Hai să vedem aici dacă sunt băieții. Ok, unul mort. Hai să mergem să vedem dacă dăm și noi aici un mini clutch runda asta. Bă, nu știu ce să zic, mă, cam un pic cam ciudați băieții ăștia. Adică am văzut că au bine, au fi avut și noroc. Asta mă așteaptă fix aici. Bulangii, bă. Yes, l-am omorât. Bine mă, băieți, mă, bă, ești nebun. Opa. Opa, aha, ai AVP futut în gură. O, oh, l-am omorât și pe ăla, bă, ești nebun la cap. Stai să mă duc să iau AVP-ul. Bă, hai mă că e bine. Nu au coduri ăștia, nici morți, ești nebun la cap. Au avut și bula în rundă. Let's combi with the man, yes. Hai mă băieți că e bine, ești nebun la cap. Stau băieții spec pe mine, văd că am și cuțite. I'm camping tunnels, guys.
Hai mă că stau aici, ești nebun la că vreau să joc și așa mai profesionist, să nu mă plimb pe toată harta. Că-ți dai seama când unui codat, când efectiv se plimbă pe toată harta, să-i caute pe inamici. Nu mă frate, din moment ce bomba e B, nu stai să cauți toată harta, stai pe B. Watch doors, man, I'm watching tunnels, don't worry. Hai mă că stau eu tunele aici, nebun la cap, dacă vine ăla, n-are mă pe unde să vină, n-are pe unde să vină, bă băieți. L-am conjurat aici, bă, dar stau unde-i mame? Ah, ok, car, e bine, e bine, stai acolo, broadere, stai acolo. Bă, chiar îmi place, mamă, 3 kill-uri unde asta, mamă, eu fac iară fac 40 de kill-uri meciul ăsta. Eu iară fac 40 de kill-uri meciul ăsta, să-mi bat picioarele, ăla nu cred că mai vine, nu mai știe că nu mai are timp. Știe că nu mai are timp prostul. Hai că mergem. Bă, ești nebun la cap, deci n-aveți idee ce fericire poate să fie pe capul meu acum. Oh. A, salvează pe te, dar nu mă mai duc după el, îmi ba picioarele. Uite, stai, mamă, îmi place ca și spec listul ăla și vezi. Mamă, dar stau ăștia spec pe mine când au văzut că joc mai bine, gata, toată lumea spec pe mine, sunteți nebun la cap. Uf, doamne, să stau, are să dau un pic pe mid, dar mi-e frică să nu se activeze backtrack-ul și să-i dau backtrack. Chiar nu vreau să mai fac boacăne. Request a weapon, request a weapon. Dar ce ești, mă, tu, pe Valorant să request a weapon? Unde ești, mă, brodere? Hai încoa. I dropped an AK in the basement. Nici nou problem. Era să-i zic nicio problemă, bă, săracu. Ah, a dat smoke, bulangiu. Ah, am vrut să trag, dar am zis că las-o așa, am tras așa la... Am vrut să trag fix când trecea el, dar am zis, lasă-mă frate, ești nebun, 3-0, 7-0, ce poți să ceri mai mult de la un match de genul, mă? Bă, chiar îmi place, bă, n-aveți idee, mă, băieți, sunt toai de capul meu, sunt al 7-lea cer. De fapt, era al 9-lea cer, dar am zis să zic în al 7-lea cer, pentru că eu zrau 2K și 9-2 e 7. Ați înțeles? Ați prins-o pe asta? O, ce dată era tată să-mi bat picioarele. Ok, ăla stă camp acolo, mai e unul. Ok, am văzut capul ăla, am văzut capul. Hai, brodere, dă pic. O, mamă, ce mi-a tras să-i mut ținta pe el, să-mi bat picioarele. Nici măcar n-aveam ținta pe el. Opa, one side. Hai, brodere, bravo, mă, băiatul. Hai să plătești și o bombă rapid, bă, băieți, pentru că așa se face. Să mai facem puncte. Băi, eu zic că o să ducem contul ăsta pe competitiv, o să-l ducem lejer în global, frate, pentru că la Transfector bun, se-s nebuni ăștia, doar pro player de ăștia, dar n-au treabă cu codurile cu astea. Rar mai dea de codați la Transfector de ăsta. Bine, îs, nu zic că nu îs codați, dar rar, pentru că majoritatea codaților joacă 10 meciuri pe zi. Bine, mie probabil mi-a crescut Transfectorul și că n-am mai jucat așa de mult pe contul ăsta, dar majoritatea codaților joacă 10 meciuri pe zi ca să rancheze și își pierd Transfectorul așa, dar dacă joci un meci la 4 zile cum joc eu pe contul ăsta, nu îți mai scade Transfectorul. Where is he? Ai, că oricum nu mai are timp să dea defuse la bombă. Unde ești, pe long, brodere? Hai mă, pe long. Hai să-i dau, frate. Mamă, le-a dat-o ăla. Știți, cam asta e faza. Deci voi dacă jucați cu codul și chiar vreți să aveți un cont main, etc., bă, jucați maxim 2 meciuri pe zi. Știu că durează mai mult rank-up. Asta este o chestie normală, frate, pentru că nimeni nu face rank-up rapid. Tu cu codul trebuie să te gândești că ești un player legit care vrea să facă rank-up, frate, pentru că dacă zici, a, gata, am cod, pe joc 15 meciuri pe zile, câștig pe toate, easy rank-up, nu, frate, pentru că ți-ai multe reporturi. În 15 meciuri ți-ai pe puțin 40 de reporturi. Vă zic eu, dacă jucați solo. Dacă nu jucați solo, ai poate vreo 25. Vă luați, dar pe puțin 40 de reporteri vă luați din 10 meciuri. Pentru că vă dau inamici, hai că poate nu vă dau toți. Tocmai de aia am și zis 40. Că așa dacă ai... Mamă, stai că ăsta... Au, ai, ce mi-a dat-o ăla. Ok, hai că nu vreau să mor, nu vreau să are cap. Ăsta mai un buddy, dau și mort. Gata, mă, băieți, hai mă că ne ocupăm. Mamă, dacă de lejer e meciul ăsta, să-mi bat picioarele. Cât de lejer poate să fie meciul ăsta, băieți, nu vine să cred. Bravo, mă, băieți, am făcut și MVP runda asta, 10-0. Hai că-s curios ce-a întrebat ăla acolo. Nu, nu! Oh my god, sorry, man. I'm retarded. Hai să vreau să facem ce... Mamă, nu mai puteam să mă mișc. Chiar să văd ce-a întrebat băiatul ăsta aici. Translate, rusă, din rusă. Ce faci nenorocit aici, mamă, ne-a prins băiatul cu nenorocitele, sunteți nebun la cap. Ne-a prins băiatul cu nenorocitele, băieți. Hai să vedem acum, să dăm uraș pe B. Tu under sau cum se numește asta? Cum e? Asta e lower, nu e under. Mamă, ce i-a dat Dimitri la ăla, să-mi bat picioarele. Asta e lower tunnel. Nu sunt obișnuit, nu mai sunt obișnuit cu dastul. M-am obișnuit cu ăsta, cu Mirageu. Și tot îmi vine să-i zic under la locația asta de aici, de pe DAS 2. Deși e lower, nu e under. Hai, brodere. Te-am omorât, brodere. Te-ai dus, brodere. Pixuai, te-ai dus. Mamă, dar chiar că zici că-s pro player, cum am playstyle-ul ăsta așa, să mă urc pe cutii, să le dau pe deasupra smoke-ului. Mamă, iau bomba, they are staying with the bomb, man. Let's get the bomb. Hai, nu-mi da cu AWP-ul, hai, nu fi bulangiu, frate. Hai, că nu mi-a dat cu AWP-ul, ești nebun. Mă duc să recuperez bomba, băi, dar trebuie să mergem încet să nu fim obvious. Mamă, l-are scout, n-are AWP. Ah, și ăsta stă cu bomba aici, băga mea și picioarele în el. Trebuie să nu fim obvious, băieți, trebuie să mergem încet. Oh. Nice, bine, mă, băiatule, bine, mă, băiatule, bă. Doamne, mă, uite ce stau ăștia, toată echipa asta spec pe mine, voi vedeți? Acolo, dai să mă mut și eu spec listul ăsta, că mă enervează că e fix peste kill feed-uri, tu să-l pun mai jos pe aici, pe undeva.
Și gândiți-vă că pe contul ăsta, bine, normal episodul de azi mai trebuia să fie un episod cu Novi Hex, pentru că i-am cerut din nou la Honor de la Novi. Ei, stai mă frate, asta cot ce-o zis, o ies cumva că scodat. Stai mă că vreau să le urmăresc conversația la ăștia fir cu fir, frate, propoziție cu propoziție, ca să fiu sigur că nu mă fac codat. Te umilești cu asta? Ce mă, cum adică te umilești cu asta, frate? Bă, frate, deci nu pot să înțeleg ce zic ăștia. Translate-ul ăsta din rus e ratat rău de tot. Și totuși uite că sunt ruși la... A, dar chiar mă, uite că sunt ruși la rancuri de astea mari. Nu mă gândeam că rușii joacă bine. Bine, vă dați seama că rușii... Aha, te-ai dus de pe short, brother, te-ai dus de pe short. Ți-am dat-o, frate. Ți-am dat-o, brother. Opa. Opa. Ți-am dat-o încă o dată. Hai să iau și eu AVP-ul ăsta, dacă tot ai AVP. Plen de bani, plen de bani, man. Aoleu, trebuie să vin să-i ajut, păi și avem ce n-o scot, dau prin smoke. Hai că am dat n-o scot prin smoke, dacă ia stai mă că dau rush pe ei, băgam ea. Nice, bine mă băiatule, mă, bă, 3 kill-uri mă băiatule, 3 kill-uri. Hai să dăm așa un fire în sus. Îmi place că stă toată echipa, deci toată echipa, când au văzut că joc bine, gata, toți stau spec pe mine. Așa de la mine au ceva skin-uri, oare? Sau îi impresionează skin-urile mele? Hai să vedem, bă, băieți. Mamă, 2-3000 de ore, ceva în joacă. Mamă, uite-l pe ăsta, dar n-are, nu știu ce, ia. Inventory, CS Money, ăsta are skin-uri, că e cu CS Money, cu alea. Hai, care skin-uri, numai capsule. Opa. A, are mă, are, sunteți nebun la cap. Are mă, băiatul, are băiatul. Bă, chiar aș vrea să schimb cuțitele astea. Spuneți-mi, bă, chiar, spuneți-mi propunere în comentarii. Ce skin-uri ați vrea să-mi iau, frate? Adică, nu ce skin-uri, ce cuțit, că skin... Nu mă interesează skin-urile, mă interesează cuțitele, frate, ca să vadă. Bine, și skin-uri, am și skin-uri în orice caz, dar... Na, cred că tot inventarul meu, în afară de cuțitele astea, face, nu știu, 15 euro maxim. Deci skin-uri doar așa, ca să vadă adversarii că am skin-uri și că nu sărac. Dar eu aș vrea, frate, propuneri de cuțite. Gen... Sau cuțit, nu știu. Mi-au și carambit dacă e bine, nu la 800 de euro, dar până în 200 de euro, ce scâine aș putea să-mi iau, ziceți? Că le vând pe astea la 70 și mai punem încă 130, nu? Și mi-au un cuțit la 200, dar să-mi spune și mie propunere, bă băieți, ăsta stă camp aici pe mine, stă camp urât rău de tot, aoleu. Ok, unul mort. Come, guys, come. Hai să vedem, să dăm aici un pic pe side, deși cam risc. Ah, hai că nu-i nimeni. Hai să dăm acolo un nade. Încercăm să jucăm cât mai așa. Mă scuzați că mă concentrez aici și nu prea vorbesc. Where's the bomb? Cum uită, man? Cum uită, man? Ah, one coming from city, man. Oh, fuck. He's going side, I think. Mamă, ce spray. Mamă, ce spray se face la rank-uri. Mamă, cu aia. Deci nu mi-e să cred. Mamă, uite Safari Mesh. La bă, și ăsta e frumos. Chiar îmi place Butterfly-ul. Dar, nu știu, parcă ăsta oricum cred că e mai mult de 200. Sau cât, cât costă oare cuțitul ăsta? Ia, chiar sunt curios. M-a făcut curios băiatul ăsta acum. Butterfly knife, Safari Mesh, cred că e Battle Skill ăsta de are el, din câte am văzut acolo. Piața comunitară, să vedem, că eu îl cumpăr de pe market dacă ești nebun la cap. Maaa, să mă bată tata, băi, 325, eram sigur că mai mult de 200. S-au scumpit mult skin-urile, mă. Au scumpit mult de tot skin-urile, n-ai ce să-i zici. Hai mă, câștigat și ăștia o rândă, sunteți nebun la cap. Mamă, câți bani avem, suntem blind. Mamă, ăsta ce-a făcut, mă? S-a cred că a murit în fiecare rundă. Da, 7 runde câștigate, are 6 dead-uri, să-mi bat picioarele, asta în fiecare rundă a murit. Bă, băi, o să-mi iau din nou un AK, parcă n-aș mai juca cu AVP-ul și parcă mi-aș lua, ba, nu, tot tech. Tech-ul-i top pe cap, tech-ul-i top, ați văzut că m-aș juca și pe Danger Zone. Eu tot timpul pe Danger Zone, când văd un tech, îl păstrez tot meciul tech-ul, că mi se pare super tank pe cap, adică două gloanțe și gata, pa. Mai ales cum am și ei musetat pe cap, pe pistoale, din câte știu, pe două gloanțe e lejer. Lejer rău de tot de făcut, ești nebun la cap. Și l-am rupt pe băiat. Hai să vedem, cum, be clear, guys, cum with the Bambi. Cum be with the Bambi if you can. Be clear. Be clear, man, be clear. Hai mă, brother, vino cu ace cu bomba. I'm waiting you, man. Opa. One city. Hai mă, băiatule, mor de la nade-ul ăla. Mor de la nade-ul ăla. He is low HP, I think, city. Hai mă, băiatule, vino cu ace. Hai, dă pic. Aoleu. Nice, good job, guys, good job. Bine, mă, băiatule, mă. Bine, mă. Hai, mă, că ne descurcăm 18 cu 2, ăștia mă cred mare pro player, sunt nebun la cap, de eu am mari coduri, de fapt. Bine, nu că vă dați seama că și cu codurile n-aveți impresia. Am văzut că mulți ziceau, bă, frate, tu fără coduri nu ești din Silver. Stai să ne știți că dacă îi dai la un Silver coduri, maxim gol nu va ajunge. Hai, maxim MG1, numai că MG1 dacă începe să joace semi-rage. Deci nu vă așteptați să tragă codurile pentru voi, frate. Codul vă ajută, uite, cum au fost băieții aia acolo, City, acolo m-a ajutat, pentru că erau la distanță și mai îmi trăgea gloanțele spre ei. Adică nu mai îmi trăgea, a sunat destul de analfabet, deși mă refeream la faptul că hack-ul îmi trăgea gloanțele spre inamici, că ținta nu ți-o prea trage, că e silent aim, dar în orice caz te ajută la chestii de genul, dar dacă îți vine în față inamicul și te sperii și n-ai ce să-i faci, degeaba.
Hai că la să-i dau tapici nebun la cap. Dar mi-e frică, nu vreau să-i dau. Mamă, ce smoke, nice smoke, frate, nice. Mamă, ce i-a dat-o la ăla aici nebun la cap. Nice one, man, nice one. Uite, și aici m-a ajutat aim-ul, de exemplu. Adică fără aim, la asta nu i-o dădeam. Dar nu te ajută în multe situații. Dacă ți-apare inamic în față, te-ai dus. Bă, mi se pare că eu acum o să iau MVP, că am plantat bomba dacă am făcut un kill, nu? Mi se pare că dacă plantez bomba și faci un kill, îți dă MVP, așa că nu o să mai fac nimica. Așa știu din... Hai să vedem dacă e adevărat acum, dacă e adevărat mitul ăsta. Îi lăsăm pe aia... Ai că... Da! Da, mă, frate, da! Mi-a dat MVP de maspartiș, nebun la cap. Cum era, mă, chestia asta? Ia spuneți în comentarii chestia asta cu MVP-ul dacă plantai bomba. Cum îți dădea? Știam că trebuie să faci... Să plantezi bomba și să faci un kill, eu așa știam. Mă rog, un kill sau mai multe, dar... Dacă plantai bomba și făceai cel puțin un kill, îți dădea MVP că ai plantat bomba. Sau era cumva să plantezi bomba și să nu mai faci niciun kill. Bă, sincer, chiar habar n-am. Let's go B, let's go B, all B, man, rush B, come on, let's go, let's do this, man. Hai că let's do this, blue cu green s-au dus, ești nebun la cap. Hai că măcar a venit bomba cu noi și dacă dau clear la B, acum o să poată băieții să dea rush. Dați-vă mă de aici. Hai să vedem, bă, băieți, bam, dăm aici frumos un smoke. Come on, guys, I think B is clear, B is clear, guys, B is clear, come. Plendam, plendam. Hai că B is clear, eu stau aici, camp. Hai mă, hai veniți din... Hai, fii ce le fac la băieții ăștia, fii, nu cred că m-au văzut proștii. Fiți atenți ce le fac la ăștia, ce îi aștept aici. Mamă, dar se luptă ai mei din B cu ei, frate. Hai, brother, ai AVP? Aha, ai avut AVP, brother, ai avut AVP. Bine, băi, mi-a furat ăla kill-ul. Mamă, ce-mi vine să-l înjur pe rusul ăla. Am 5 MVP-uri, aș vrea măcar 7 MVP-uri să am meciul ăsta, bă, băieți, ca să avem așa șansa mai mare rare în cap. Măcar 7 MVP-uri, băieți, atât ar fi suficient, zic eu. Mamă, deci când o să vină momentul să fac global pe contul ăsta, cred că e primul cont de genul pe care chiar am tras sector bun. Bine, și cuțitele astea nebune, da, e partea a doua, dar oricum n-am, știți că eu am avut ăsta e al treilea cont main pe care joc cu coduri. Adică am avut primul cont atunci când m-am apucat de cheating. Stai că ăștia vor să mă cheme după ei. Ăsta e primul cont pe care primul cont a fost de când am jucat atunci cu Unity și mi-am luat Overwatch ban. Aoleu, doamne, unul mort. Ah, one short. Short, low HP short, watch out. Primul a fost ăla de m-am jucat cu Unity și nu mai știu ce mi-am luat, dacă mi-am luat Overwatch sau ban. Al doilea, ba nu, e al patrulea cont main. Băi, ești nebun, al patrulea cont main ei. Sau? Bă, nici nu mai știu, al treilea sau al patrulea cont main. În fine, pe toate conturile am avut peste 3000 de ore, peste 150-200 de win-uri, dar pe niciunul n-am avut tras sector ca pe ăsta, frate. Pe toate aveam galben sau roșu. Ăsta e primul cont pe care, bine, încă orele nu le-am făcut, am de-abia 1168 de ore. Win-urile nici pe aproape, am 13 win-uri. Bine, dar să luăm în considerare și că celelalte conturi mele erau cumpărate. Deci erau cumpărate gata cu win-uri. Deci pe conturile alea când le cumpărasem deja aveam vreo 70-80 de win-uri. Ăsta l-am făcut de la zero, efectiv. Am făcut eu, am dat create Steam account. Am cumpărat operațiunea să fac Prime, după aia am cumpărat restul. Deci ăsta e cont de la zero făcut de mine. Și probabil și asta o influențat un pic, pentru că am jucat în stilul meu de joc. Nu au jucat alții cu semi-regiu să scadă transfectorul și după să cumpăr eu contul. Știi ce zic? Deci probabil și asta o fi influențat un pic chestia asta cu transfectorul. Hai că short dacă e, vine connectorii, ăsta connector city. Mamă, dar ce știe Rusnak ăla că vine city? Eu nici l-am auzit. Bine, probabil că stau în continuu și vorbesc, dar e partea a doua. Na, mamă, dar nu, parcă nu-mi place deloc Daz 2, o să-mi bat picioarele. Parcă m-am plictisit așa, mi s-a luat de Daz 2. Înainte când eram în silver și nu jucam cu coduri, ați un pic că vine. Îmi venea să tușez, mă scuzați. Înainte când eram silver și jucam fără coduri, nu mai dați, mă, jucam, mă, băieți. Nu mai dați. Deci toată ziua nu mai dați. 10 meciuri pe zi, dați, nu mai dați. Și probabil de aia mi s-o și acride, dar parcă nu mai place așa de mult harta asta. Deja, nu știu ce să zic. În ultima vreme ați văzut că nici pe live-uri nu prea mă mai joc. Sau de obicei bag Daz 2 acolo la căutare când stăm peste 10 minute să ne caute meci. Sau când am jucat numai Mirayshot live-ul și parcă vreau să mai schimb. Dar așa, primul meci, adică ăsta e primul meci pe ziua de azi. Parcă n-am chef de niciun dați, nebuni. Nu știu, mamă, ăsta aici, hai să-i dau un nade. Opa, pe ce am auzit aici? Smoke, man, smoke! Oh my god. Mi-e hai să dau reload. Hai mă, să ne concentrăm să luăm runda asta, sunteți nebun la cap. Ok, ok. I'm coming from behind, man. Camp them, camp. Wait, I'm trying. He's pit? Pit. Oh, no! Stai să dăm un... Stai. Fac altă schemă, dau un smoke aici. Dau un flash, așa. Hai să-l omorâm pe băiatul ăla din pit. No, he's minus 26. Bă, ce-au făcut mă ăștia? De ce râd? L-au omorât ăla. Am văzut că s-a întâmplat ceva acolo, dar nu știu ce.
Ne, în fine, oricum are timp băiatul ăsta să ia runda. Câte kill-uri are? Mamă, are 7 cu 4, bă, ăsta nu cred că ia runda, să-mi bat picioarele. Asta cred că mai bine se duce și să-mi bate gola decât să planteze. De fapt, n-ai de unde să știi, poate ia. Hai să vedem, bă, băieți, dar mi se pare așa, 7 cu 4. Bă, dar nu înțeleg cum naiba faci 7 cu 4, că ăștia nici nu joacă așa de bine. Mamă, ce i-a dat aici, nebun, ăsta nici nu joacă ăștia așa de bine. Nu înțeleg cum poți să faci 7 cu... Mamă, ce l-a ratat. Hai, dă-i un aid, dă-i un aid, dă-i un... Aia zic, bam, a fost perfect nade-ul ăla aici, nebun la cap. Deci a fost casă rău de tot nade-ul ăla. Mamă, dacă trage ăla acum prin ușă și-l ia pe ăsta. Aoleo, doamne. Ai, dom pic, camp. Hai, bossule, dă-i camp, că mai ai 12 secunde, 11. Hai, camp, frățiorul, camp. Nu, mamă, ce i-a dat-o, ai zic că n-ai defuse. Are defuse, băgam iaș. Doamne, mă, bine, când n-ai Wally și greu să faci rotate-uri de alea în jurul cutiei, bă, dar nu a fost chiar nu a fost greu, mă, ce-o... Doamne, mă, băi. Deci, mă enervează, băi, băiatule, băi. Hai zi-ne, bă, băieți, că acum asta o iau eu runda. Dacă nu o ia ei, o iau eu, sunteți nebun la cap, 23 cu 4. Hai, mă, că n-am scor chiar așa de prost. Am scor bunicel, oricum, nu o să dau, după meciul ăsta sigur nu o să dau rank-up, că mi se pare că de-abia am dat. Adică, ăsta e primul meci la Legendary Eagle pe care îl joc, din câte știu. Deci rank-up sigur nu iau, dar măcar să ne apropiem cât mai mult de rank-up, știți ce zic? Hai să vedem, dau și eu un one-tap aici pe mid. Hai că dau one-tap pe mid, măcar să-i dau damage la băiatul ăla de acolo. Hai, brusule, retrage-te din cauza bombei. Iar stă unul smoke aici, băgam iaș. Nu, băi, coaie, cât de prost am tras. Bine, dar și hitbox-urile astea de la CS dubioase rău. Băi, am stat cu ținta fix pe capul lui, am avut și aim-ul și tonul l-am luat. Bine, dar și eu prost că am dat rush în halul ăla. N-aia a fost și greșeala mea acolo. Lasă-mă, băi, scorcum, că ne intrăm la City. Lasă-mă, bă, mamă, dar nu știu dacă și la voi, de fapt și la voi, că am vorbit cu voi pe live, dacă și la voi e așa cald, dar la mine cred că în momentul de față sunt 40 de grade, să-mi mor eu. Deci în momentul de față sunt 40 de grade. Iar o rămas scot ăsta. Mamă, ce șoia, fain că ăsta șoia din... Ba nu, what? I-o dat prismochi, ești nebun la cap. Lasă, nu-i problemă, stați bă băieți, vedeți ce fac acum. Ce prăpăd fac cu Deagle-ul. De fapt nu cu Deagle-ul. Știți că cu AWP-ul fac prăpăd runda asta. Vreau cu AWP-ul să fac prăpăd runda asta. Fiți ce backtrack le dau la ăștia care vor să ducă bebe. Bă, și-a început să-mi curgă și nasul. Nu știu dacă de la căldură sau de la ce naiba, dar îmi curge nasul și am transpirație așa pe mustață, pe mustăcioara mea de fecior. Hai că am o stăcioară de feciuri dacă ești nebun la cap. Trebuie să-mi o iau cu crescu câteva fire și trebuie să-mi le iau urgent, neapărat. Hai mă, dați pic, brotherilor. 1, i-am dat doar damage. 2, bine mă băiatule mă. Bine mă băiatule mă, 2 kill-uri, hai că e bine. Am scos 2 și după aia o să mai avem 4 runde la City. Hai că e bine, 4 runde așa, optimistic vorbind. Dacă le luăm noi pe toate, că dacă nu le luăm noi pe toate nu o să, mai fi, nu o să fie doar 4 runde. Asta așa one tap. Da mă, one short, watch out. Băi, coaie, bine, oricum ăștia joacă bine. Trebuie să mă obișnuiesc, bă, băieți, să mă joc la Legendary Eagle, că ăștia joacă bine. One short, man, watch out. Aoleo, unde-i bomba? Pe short, normal, ești nebun, păi de ce stătea la short, e prost. Doamne, măi, băiatule, man. Trebuie să ducă să ia bomba, că la anul o să dea pic în veci de acolo. Dacă dă pic, chiar că e dobitoc, dacă dă pic de pe short. Da, asta, unde-i pe short? Deci a ieșit, bă, a ieșit ăsta de la noi, gata, rage quit, băieți, s-a terminat șmecheria astăzi, nebun la cap. Mare rage quit, dar bine, ăștia cred că pierdeau meciul fără mine, vă spun sincer, că multe runde eu le-am luat. Deci ăștia fără mine pierdeau meciul, la moare, la moare acum, la moare, bravo mă băieți. Și ultimul e, unde-i, side, unde-i? Da, o sărit aici. Bravo mă băieți, nice, good job guys, good job, hai să scrie și noi un good half aici, că așa se face la rancurile mari, nu se face trash talks de alea cum se face la silver. Și bănuiesc că o să mergem rush pe lung cu USP-ul, bă băieți, pentru că USP-ul e casă. Deci USP-ul e cel mai blană pistol pentru coduri, bă băieți, pentru că efectiv nu mai dai numai one tap. Deci nu ratezi cu USP-ul, nu ratezi. Stai să dăm și noi aici un backtrack mai mare. Mamă, backtrack de 400 să mă bată data, băgăm. Nu, nici 250. 200 e suficient, arhi suficient 200, zic eu, bă băieți. Hai să mărăș pe long, zic, nu? Că așa se face, hai să nu și un decoy dacă tot poate l-aruncăm, dar trebuie să i dau atunci. Dar poate l-aruncăm pe post de flash, poate se sperie și o să creadă că e flash, deși nu cred că și anime flash în prima rundă, dar în fine. Hai mă băieți. Mamă, bă băiatule. 1 2, hai mă că sunteți nebun la cap, avem USP runda asta, băieți. Avem USP runda asta, băieți, luăm și noi acum un Glock pentru că nu vreau să fiu chiar obvious, dar două. Bă, am zis că două kill-uri suficiente, dar de unde că nu suficiente deloc două kill-uri, frate. Ne rupă ăștia, am făcut două kill-uri și tot ne rupă ăștia. Opa. Ne rupă ăștia. Hai mă băiatule, vino cu aici, ia USP-ul, ia USP-ul. Mamă, ce m-a rupt ăla. Hai mă băiatule. Hai mă băiatule, încet. Oh man, he's car. Nice, good job man, good job. Hai mă că e bine, am vrut să nu joc chiar obvie, să nu dau chiar clutch runda asta. Sper că n-a tremurat ținta sau ceva. Deși nu prea cred că o tremurat ținta, dar în orice caz, a fost top rău de tot, bă băieți. Nu mă așteptam să ia asta, nu, dar psihopata, să ai pe ultimul loc, mă. Da.
Nu mă așteptam să ia asta runda, dar oricum a avut bolancă ăla de la mașină, era distras de mine și probabil că o să fi, s-o fi și speriat un pic. Dar oricum, semi este nebun, la cap 4 kill-uri. E, permite-mi acum un M4, diffuse key și un smoke. Poate dăm un ninja, astăzi nebun, și o să dau rush pe B. Ace, ăsta au vrut să... sau este ceva de Ace, oare? Sau ce înseamnă ce-o scris el acolo? Hai să vedem, bă, băieți, presupun că trebuie să căutăm să ne... Travis Scott Butterfly Effect. Hai că Butterfly Effect, deci nebun la cap. Ce a zis mă ăsta aici? Bă, de ce e din engleză? Eu vreau din rusă, frate. Totul e bine. All is good, all is good, man. All is good. Bam! Hai să vedem, bă. Am, ăla... deci ăla... la Legendary Eagle stătea camp cu bomba Antero. Bă, vorbești serios? Mamă, de ce nu mai am M4A1, băieți? Deci am M4A4. Nu-i bine deloc, băieți. Nu-i bine deloc. Că am M4A4. Unu mort. Bine, bă, băieți. Avea și el un AK ceva. Hai că avea AK dacă e în a doua rundă. Avea AK. Pinuxe de la s-a enervat un pic. S-a enervat un pic pe mine Pinuxe de la, dar totul e bine, băieți. All good. Cred că mă face cu o dată acum Pinuxe de la. Cred că mă face cu o dată Pinuxe de la să mă bată tata. Dați un pic, bă, băieți, să dăm pic. Ah, it's going long, I think, or mid. Of, doamne, doamne, nici nu cum se numea locația în care am omorât la pe mine. Cred că tot mid, până la urmă tot mid, dă-l dracu, dar ce să fie. Dar ăla cred că acum dă rotate, spre B, fiți atenți aici ce schemă face rusul ăla. Ăla e rus? E rus, îl cheamă Dimitri, dă-l naiba. Cred că la face mare schemă și se duce rotate pe B. Eu așa aș estima, da, zice, da, ce ziceam? Ce ziceam? Mare rotate ce dă pe B ăla. I think he's rotating, B-man. Mare rotate ce dă pe B. Bă, ăștia ce zic mă de mine, mă fac odat, ce dracu. Dați mă băieți, chiar m-au făcut curios băieții, mă sunt nenorocit de hugelot, mamă, deci chiar nu pot să înțelegi. Cred că era mai bine totuși să-i dau translate din engleză, băieți. Adică să-i dau translate din rusă în engleză, nu să-i dau din rusă în română, că din rusă în română s-a terminat șmecheria, băieți. Spune de asemenea că este nenorocit, fără software. Gata, bă băieța, s-a enervat pe mine, bă, m-a făcut nenorocit cu software. M-a făcut nenorocit cu Swapter, băieți, da, desigur, ia să-mi ce zic ăștia, 3 Avalo, Habuso, băi, nu pot să înțeleg ce zic băieții ăștia aici, ăștia vorbesc fiecare în limba lui. Ok, mamă, deci ce scriu ăștia, aici, bă, băieți, vor să-mi dea kick, plănuiesc o schemă de asta? Vara proști, mamă, nu pot să înțeleg ce zic ăștia, bă, băi, ruznacilor, potoliți-vă, că nu-i chiar așa. Doamne Iisuse Hristoase. Deci nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia ce tot vorbesc aici, să mă bată tata, mă, deci chiar nu pot să înțeleg. Nenorocit cu software și el are 6 cu 16 în puii mei. Pinuxited. Pinuxited. 6, 16. Shut the fuck up. Doamne copile, shut the fuck up, ai 6 cu 16, ești nebun la cap, putu-ți gura, mătii de copil, ai 6 cu 16, coaie și comentezi. 6 cu 16. Băiatule, 6 cu 16, băi, deci nici cu boții nu fac așa, a de fapt stai că cu boții, în fine. Nice wall hack, weban. Thanks, bro. Learn to play, lol. To pali, lol. Play. Doamne, coi, auzi la el, software. Nenorocit cu software, băieți, nenorocit cu software. Hai că runda asta oricum o să fie lejeră, bă băieți, dăm mare rasist nebun la cap. Oricum părerea mea e că, adică am întâlnit și mulți streamer de genul care erau, mă uitam eu pe Twitch mult înainte și le dădeau kick la codaz. Dar ideea e, uite, Radu 4K a fost singurul streamer decent pe care l-am văzut copica să joace cu codaz. Pentru că gândiți-vă că vedeam streamer pe Twitch care jucau cu, mamă, care jucau cu codaz și efectiv stăteau până în a 15-a rundă. Mamă ce m-a luat ăla, stăteau până în a 15-a rundă să-i care codatul și în ultima rundă îi dădeau kick la codat. Voi vă dați seama? Ce ipocriță vii, bă, dacă nu-ți place să joci cu codați, frate, nu juca cu ei deloc. Ori ieși din meci, ori le dai kick în prima rundă, frate. Nu stai să te care un codat să câștigi meciul și după îi dai kick. Că nu se joacă așa, broadere, nu se joacă așa. Că așa ești mare ipocrit și înseamnă că ești și tu de acord cu codurile, știi ce zic? Nu stai să te care codatul și după... Mama, la mama, am crezut că și-a băgat spinul ăla cum să te ia cu spatele, ești nebun la cap. Mamă, ăștia n-au nicio treabă, ăștia, doamne, mă. Deci aia sunt amândoi pe long și oamenii mei stau unul pe șor și unul pe mid, s-au luat picioarele, fente, deci că și-așa bătaia runda asta. Deci ăștia nu câștigă veci runda asta astăzi, nebun la cap. Ia să vedem ce fac, deși nu o să câștig, nu știu dacă s-o câștige runda asta, sincer. Mamă, bine, mă, bine, mă, băiatule, s-au omorât pe Inuxided pe ăla. Păi bineînțeles, las, mai multe șanse să câștigăm noi, băieți. Mai multe șanse să câștigăm noi, băieți. Mamă. Ia, yeah, is long. Hai că dau și eu info, sunteți nebun la cap. Hai mă, Pinuxidule, vino cu a... Bravo, mă, băieți, mă, bravo, mă, băieți. Ia să vedem, mă, băieți, am făcut noi un rank up, deși nu prea cred. N-am făcut rank up, era clar că nu o să facem rank up. Chiar îți curios cât XP mi-a, dacă nu mai știu cât XP aveam înainte de asta. Dar mi-a dat ceva? Ba, mi-a dat ceva, cred că mi-a dat cu XP boost-ul ăla de weekend, a? Da, mă, băieți, de weekly. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe la canal, nu uitați că la 75.000 de abonați o să facem giveaway cu contul de level 80 și la 70.000 de abonați o să vină încă un live stream de 12 ore. Nu uitați să dați neapărat acolo like și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!